Binecuvântat să fie Dumnezeu! Stimați frați și surori, dragi prieteni, doamnelor și domnilor, este o zi de sâmbătă, avem parte de o zi liniștită, sper și în sufletele dumneavoastră să fie liniște deplină. Ne bucurăm în această după-amiază deja să fim prezenți la anunta lui Ștefan și Diana. Ei sunt afară împreună cu părinții, prietenii, o parte dintre anuntași și mai apropiați, să zic, familia extinsă. Mulțumesc că sunteți aici, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Urmează să înceapă muzica, să-i primim în sanctuar și apoi o să venim cu toții în fața Domnului să ne închinăm.
Biblia spune că Dumnezeu a creat cerul și pământul și apoi Dumnezeu l-a făcut pe om. În această zi frumoasă de sâmbătă, suntem aici, un grup de oameni, ca să însoțim pe cei doi miri, doi oameni tineri care se iubesc, sunt însoțiți de părinții lor care i-au născut, le-au dat viață și noi toți, în calitate de nuntași, prieteni sau membri ai familiei extinse, suntem parte din această bucurie. Dragă frate Ștefan Mâța, astăzi în calitate de mire ești aici, alături de aleasa inimii tale, de sora Diana Nemes și în calitate de mireasă. Vă spunem bun venit! Dumnezeu să vă binecuvinteze! Ați fost în biserica aceasta de multe ori și v-ați închinat, însă de data aceasta aveți un alt motiv. Sunteți însoțiți de o mare emoție și de o perspectivă glorioasă, viața voastră de familie. Ați ajuns la vârsta la care știți ce vreți. Și unul dintre lucrurile pe care le vreți este să vă căsătoriți din dragoste. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Stimați părinți, frați și surori, doamnelor și domnilor, prieteni scumpi, ne bucurăm de dumneavoastră și de perspectiva acestui serviciu divin în care sau în cadrul căruia ne vom închina împreună lui Dumnezeu. Urmează să facem o rugăciune și îl invit cu respect pe fratele Dimitrie Leuciuc să vină la microfon și să se roage. Să ne aplecăm capetele, onorându-L pe Domnul. Părinte Ceresc, îți mulțumim că și până aici ai fost cu noi. Îți mulțumim pentru această zi și în special îți mulțumim pentru nepoții noștri. Îți mulțumim pentru familiile lor, Doamne, care, așa cum s-a anticipat, i-au crescut până aici. I-au adus pe brațe de binecuvântare ca Tu să-i binecuvintezi până în aceste clipe și nu numai până acest, ci până în veșnicie. Venim cu fiecare, cu mic, cu mare, să-ți mulțumim pentru această zi, pentru binecuvântarea care deja le-ai oferit-o, Doamne, descoperindu-și și lăsându-i să se cunoască unul cu altul. Familia care o vor întemeia, Doamne, să fie întemeiată în Tine și ce unești Tu, omul n-are dreptul să despartă. Îți mulțumim pentru părinții care i-au crescut până în clipa de față. Îți mulțumim pentru bunicii care sunt și care nu sunt prezenți aici. Binecuvintează-i Tu, Doamne. Binecuvintează-ne pe toți, pe fiecare în parte și în calitatea fiecăruia care o avem, să-ți aducem cinste, slavă și onoare și glorie numai Ție. Programul de astăzi este în mâna Ta și știm că tot ceea ce face aici este spre slava și onoarea numelui Tău. Îți mulțumim pentru toate, Te lăudăm, Te binecuvântăm și Te glorificăm pe Tine, Tată, Fiule și Duhule Sfânt, de acum și până în veci. Amin. Amiri, mirii vor rămâne pentru câteva clipe în picioare, iar dumneavoastră, stimați frați, surori și prieteni, vă invit să vă reocupați locurile. Permiteți-mi să spun câteva cuvinte despre miri. Mirele de astăzi s-a născut în Republica Moldova în iarna anului 2000, pe data de 10 ianuarie. În casa familiei Mâța, fratele Mihai și sora Liliana. Are încă alți trei frați, pe Gheorghe, Petru și Ioan. Atunci când a fost convins că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lui personal, în urma credinței, pocăinței, Ștefan s-a botezat în apă în iarna lui 2016, în ziua a patra, în Chișinău, Biserica Buna Vestire. Un an mai târziu, având vârsta de 17 ani, a emigrat în Statele Unite și s-a stabilit aici la Chicago. Mireasa Diana Nemes s-a născut în România în vara aceluiași an și într-o zi de 10, însă în vara august. Părinții Gheorghe și Irina Nemes, ea mai are o soră pe Andreea care s-a căsătorit cu Sergiu Trandafir și familia Trandafir are o fetiță pe Amanda. La vârsta de 11 ani, Diana a emigrat împreună cu familia în America și ea, când a fost convinsă că Evanghelia este adevărată și că Iisus Hristos este Mântuitorul, s-a botezat în apă aici, în Biserica Betania, pe 11 mai, în anul 2018. De remarcat faptul că sunt născuți în același an, anul 2000, și în aceeași zi a lunii, ziua a 10-a. Vă potriviți la multe lucruri, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dragii mei, reocupați-vă locurile. Ați venit în fața lui Dumnezeu ca să primiți binecuvântarea pentru calitatea voastră de miri în perspectiva căsătoriei voastre care se întemeiază astăzi.
Stimați părinți, familiile Mâța și Nemeș, aici sunt copiii pe care i-ați crescut, pe care vi-a dat Dumnezeu. Ați trecut în anii aceștia ca orice om muritor prin multe, însă Dumnezeu v-a dat harul să experimentați emoția asta de părinți când, privindu-vă copiii, intră în viața de familie pe drumul cel drept și sfânt, în calitate de miri. Probabil că în ultimii ani v-ați gândit la poza aceasta, la ce se întâmplă astăzi în fața dumneavoastră. Și ca unul care am stat și eu de câteva ori pe banca aia, încercați un sentiment foarte plăcut. Este sentimentul unei misiuni împlinite. Dumnezeu a fost credincios, v-a ajutat și v-a binecuvântat. Iar copiii pe care odinioară i-a ținut în brațe, astăzi sunt oameni mari, în stare să-și întemeieze propria lor familie. Vă felicităm pentru ce ați investit în ei, pentru credincioșia dumneavoastră și pentru exemplu personal. În spatele dumneavoastră vă sunt rudele, prietenii, familia extinsă, pe dumneavoastră și pe dumnealor vă salutăm cu respect. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dragii noștri, indiferent de unde veniți, din oraș sau din alte orașe, din Statele Unite sau din altă țară, ne bucurăm de dumneavoastră și apreciem faptul că ați făcut efortul în weekend să veniți aici și să fiți alături de Ștefan și Diana la căsătoria lor. Urmează un scurt serviciu divin, câteva cântări, două predici mai scurte și apoi ne vom muta într-o altă sală la masă, unde vom continua părtășia. Începem serviciul de căsătorie cu o cântare, vom asculta un solo pe Andrei Fedur, apoi îl salutăm pe omul lui Dumnezeu, Emil Vinesar, care în dimineața, de fapt în ziua aceasta, că nu mai este dimineață deja, va rosti un mesaj în limba engleză. El este împreună cu Denis, cu soția lui și amândurora, le spunem bun venit, le mulțumim că sunt aici și ne rugăm pentru el să aibă călăuzirea lui Dumnezeu în transmiterea mesajului. Atunci când predica lui se va încheia, vom asculta încă un solo pe Stera Bertan și apoi un duet, Benjamin și Laura Ștef. Ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, nepătată. Ținta poruncii e iubirea dintr-un cuget bun și o credință adevărată. Ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, nepătată. Ținta poruncii e iubirea dintr-un cuget bun și o credință adevărată. E zi de sărbătoare, astăzi se formează un nou cămin. E ceas de destin. E un drum, e o nouă cale, Dumnezeu promite cerul să vi-l dea și lumina lui curată să pășiți spre el, spre destinația sa. Ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, nepătată. Ținta poruncii e iubirea dintr-un cuget bun și o credință adevărată. Ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, nepătată. Ținta poruncii e iubirea dintr-un cuget bun și o credință adevărată. Să aveți în casa voastră bucuria harului sfânt și divin, pacea lui ce-ntrece totul, să
rămâne în voi până la sfârșit. Zile bune, zile grele, bogății sau sărăcii de vor veni. Dumnezeu pe-a sale brațe a promis că va purta El zi de zi. Ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, nepătată. Ținta poruncii e iubirea dintr-un cuget bun și o credință adevărată. Ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, nepătată. Ținta poruncii e iubirea dintr-un cuget bun și o credință adevărată. Ținta poruncii este dragostea. I'd also like to welcome family, friends, guests, this special occasion, this very unique time in your lives. We as pastor are used to say there this morning or this evening, so it's kind of hard, it's this afternoon. It's a little weird to say that from the pulpit. But yeah, this afternoon we're here to celebrate with you guys this wonderful event in your life. I would say is one of the greatest decisions that you guys are making as a couple. The first one came when you trusted Christ as your Lord, when you entered that water baptism and declared to the church that Christ is your Savior, that Christ is your Redeemer. And that impacted not only life here on earth, but your eternity. And the second decision that impacts everything that you do here on earth is the decision to commit yourself to one another, to become one as the Bible declares, and to do life together. So I have the privilege to just share a few words with you this morning. And I'm going to read a passage from the scripture. And it's a well-known passage that's read during weddings, because it does have to do with husbands and wives. So I'm going to read from Ephesians chapter 5, starting with verse 22 of that chapter. Wives, submit yourselves to your husbands as you do to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. Now, as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. Husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word, and to present her to himself as a radiant church without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. In this same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. After all, no one ever hated their own body, but they feed it and they take care of the body, just as Christ does the church. For we are members of his body. And for this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. This is a profound mystery, but I'm talking about Christ and the church. However, each one of you also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. I'm not going to say the traditional words that this passage, even though there's so much truth in this, and so much instruction for households, for a young couple, as well as those of us that are married for 5, 10, 20, or 30 years, as I'm going to celebrate next year. But like I said, first of all, I'm glad that I can share a few words with you.
I've known you now for like a few years. I remember first time when I met Stefan, we were on a volleyball court, and they walked together, the gang of the Mutzas. And it's the first time we met him, and surprisingly, I met Diana the same way. We were playing volleyball, and Stefan brought her to one of our games as we were playing volleyball. Stefan, few years of knowing you, I've learned just your deep love for Christ and your dedication. I've seen your growth, and one thing that I can never figure out about you is that, you know, when you want to say something very serious, it comes out as like a joke, and I don't know what to take it. And you say joke, I take it so serious, as it was the most serious thing in the world. So are you really getting married? But I've learned to appreciate your sense of humor and to kind of read between the lines. So when you guys started dating, again, I was kind of wondering if that's true or not. I had to see it from Diana, because Diana is always straightforward. She always says what she means and what she thinks, and she's not going to beat around the bushes. So if I need a straight answer, I will ask her, and she will just tell me so, regardless if it's something that might be offensive or hurtful, or she'll just say it. So that's something I appreciate about her, just her straightforwardness and her way of being. But I've seen your love for one another grow through different trials, different things, even of this stage of you guys dating. I think you guys went through some things that you've learned about each other, you've learned to love one another, and through that you still stuck together and came to the decision that, yes, we do want to do life together. We do want to be together on this earth as long as the Lord wills it and until death do us part. So I'm just glad to be part of that and to hear that yes this afternoon from you guys. Just a couple of advice to you guys on this day in your life. As I read this passage, of course, the classic way of preaching it is to tell wives to submit and the husbands to love, which is very truthful and is what the passage is telling us. But when I read this passage, what comes out the most to me is the word as Christ. Because really, marriage is an illustration of Christ being our groom and the church being the bride. And all the advice that we're giving in this passage has to illustrate what Christ is for the church and what church does in response to Christ's love and atonement for her. So when it says, wives, submit to your husbands as you submit to the Lord, it's not a blind submission. It's not a submission as to authority without question. But it's a submission that comes out of a trust. It's a submission that comes out of trusting the one that loves her deeply. We submit to Christ because we know that Christ loved us so much as to come here on this world, as to suffer for us, to die for us, to redeem us, to buy us to himself from our slavery to sin and to ourselves. And the more we get to love Christ and to understand his love for us, the more we get to trust him, the easier it is for us to submit to him. And a person that cannot submit to Christ and has a problem with what Christ asks of us as a church, as believers, is a person that has not come to understand Christ's love for them, that has not come to understand or to trust who Christ is. It's not a problem of submission per se or obedience, but it's a problem of understanding Christ's deep love for us, a problem of trusting Jesus. The more you love him, the more you trust him, the more you submit to him. So I know that Diana, being so straightforward, she's going to need some proof from Stefan.
If you want me to listen to you, you gotta prove me that you love me, that I can trust you. And I thought he has done that already, even in this years of couple of years or so of dating. How long have you guys been dating? 2. All right. I've dated for 4. Yeah, I beat you guys. It's not a competition, because if he was, I won. But anyway, Stefan, you're to love her to illustrate Christ's love for you, to understand that Christ loved you so deeply that in spite of all your fallenness, in spite of all your sin, of all your uglinesses before you met Christ, without question, Christ came here and gave himself for you. The Bible says that while we're in our sin, he died for us, that he demonstrates his love for us, that while we're still sinner, Christ died for us. It is not a love based on condition. If you submit to me, if you respect me, if you cook for me, if you do all those things, my love will grow for you. It is a love that goes in spite of all that, in spite of all the mistakes. You still love. Because that's how Christ loved us. He didn't wait for us to become good. He didn't wait for us to become his. But he loved us before that. He made a decision to come here and to die for us. So, Stefan, you are told to love Diana just as Christ loved the church. How did he love her? He gave himself up for her. He died for her to make her holy and pure. So my first advice to you this morning is that your marriage should illustrate Christ and the church. That your mandate right now is not just to make a good life together, although that's what I pray for, and it's God's blessings on marriage, but it's that from now on, your oneness, your togetherness, your marriage should illustrate to those around you, to the world, what Christ means to the church and what church does in response to Christ. So the decisions that you make, from small to great, have to illustrate that. People that come in contact with you and get to know you and get to know who you are as a couple, as a married couple, should be left in wonder. Why is he loving her so much? What does she respect him so greatly? What is there that I don't know of? And should point out to something greater, which is Christ and his redemption for the church. So we talk a lot about it in our church and in our Bible study about being a witness for Christ. Even so, you are to do so more right now as one. Because as the church becomes one with Christ, so you this morning, this afternoon. The second advice I have to give you from this passage is that you have to make Christ your all. That your example comes from him. That is not something that is being stirred in, let's say, by the other person. Now, Diana, you're not to trust or submit to Stefan because somehow he stirs that in you, but because you're looking to Christ and your example comes from him. In the same way, Stefan, when you're to love Diana, whether she be lovable one day or the next or not, your love for her is not conditional, it's not based on her actions, but it's based on Christ's example, how he loved you. When you are running away from him, when you're rebelling against him. So to make Christ your all and your example, it's not something small. See, we enter stages in our life, and especially marriage, one of them, with very great expectations. And rightly so.
But a lot of times those expectations are met with difficulties, whether being in a relationship, financially, circumstances in our lives. And a lot of times what we expect of one another, what we expect of our wives and what our wives expect of us, is met short. And sadly, with disappointment sometimes. And the Bible says, don't look at that, look at Christ. Don't expect all your needs, all your wants, to be met by the other person. It is an imperfect world after all. We're still in an imperfect body. We're still learning to be more like Christ. But when you allow Christ to take care of your needs, of your deepest needs, and those are taken care of by Christ, then you can freely come and freely love your wife. You can freely love Diana, knowing that your needs don't have to be met, that your needs are already met in Christ. And same way with you, Diana, you can fulfill your role as a pure wife to Stefan, knowing that your needs are already met in Christ, that Christ has already made you beautiful and pure and blameless and holy. And he takes care of you more than anyone ever could. So what I get from this passage is that our marriage should illustrate Christ. And as a church, if we're to be honest with one another, and one outside of our church, one that doesn't belong to a church, would come and make a study of our marriages, would that point to Christ? Would he be impressed and say, wow, yeah, I can see it now? Because of ultimately, that's what it is. It's an illustration of what Christ is for the church and what the church does in response to Christ. So even though this advice is for Stefan and Diana, I want all of us to just kind of, that are married, of course. Children, you don't have to. Look at our families, our own marriages, and say, if somebody walk in our house a random time, would he see love? Would he see Christ? Would he see how the church responds to Christ? Or would he see the same thing that he sees anywhere else in this world? So allow your marriage to be that illustration. Allow your marriage to draw people to Christ. Make your home a place where people can meet Christ, can know Jesus, can learn about Jesus. And above all, make Jesus Christ your all. Put him in front and run towards him. And allow him to meet your needs, your deepest needs. But when he does that, and when you trust in him, then you can freely give one another, give yourselves to one another. So may God bless you this afternoon. And I'm looking forward to meeting with you after, and just to see how Christ works in your life from now on. God bless you. Shauna, Diana, we're so happy for you. We hope this song reminds you that no matter what comes, waiting on the Lord gives you everything you need. We love you. Heart and mind as long as it takes.
Just keep our eyes on places you are. In every season we will wait. We will lean into your strength. You will fight our battles. We need only to be still. You will renew our weary souls, mending the broken hearts to hold. Just
Mulțumim frumos pentru cântări. Avem încrederea că Dumnezeu le primește și se bucură de ele. Încă o dată, dragii mei, mă bucur să fiți aici, împreună cu noi, să privim acești doi tineri. Câtă inocență la vârsta asta! Ei nu văd ce se va întâmpla în secunda următoare. Noi am trecut pe acolo. Nu le spunem ca să se poată bucura de ziua de astăzi. Sigur, nu vreau să spun că viața de familie este povară, vreau să spun doar că este grea, însă este foarte frumoasă. Lucrurile frumoase sunt grele. Nu întotdeauna lucrurile grele sunt frumoase. Am onoarea să spun o scurtă predică și aș vrea să citesc un scurt pasaj din Biblie. Este cel mai clasic pasaj din Scriptură care se citește la serviciile de căsătorie și anume despre facerea femeii. Mă gândesc să vă invit să vă ridicați, o să fie și mai confortabil pentru dumneavoastră. Geneza 2, versetul 18. Geneza 2, 18. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a adus la om ca să vadă cum are să le numească. Și orice nume pe care îl dădea omului fiecărui viețuitoare, acela era numele. Și omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului și tuturor fiarelor câmpului. Dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să îi se potrivească. Atunci, Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei.
Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și omul a zis, iată, iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa. Și se vor face un singur trup. Amin. Mulțumesc frumos, vă invit să vă reașezați. Dragă Ștefan și Diana, ne-am întâlnit de câteva ori în ultimul timp și mi-a făcut plăcere să vă cunosc mai îndeaproape. Vă știam la modul general ca pe doi oameni care ai venit să vă închinați aici în biserică, dar atunci când te întâlnești cu omul de mai multe ori, poți să pătrunzi în sufletul lui și să vezi această frumusețe. Am văzut în primul rând că tu semeni foarte bine cu mami. Foarte, foarte bine semeni cu mami. De obicei băieții seamănă cu mamele lor, dar tu semeni un pic mai mult decât de obicei. Am apreciat câteva dintre calitățile tale pe care eu am reușit să le văd. Și, deși nu o să le spun aici, aș vrea să te rog doar să le păstrezi. V-am spus de câteva ori în întâlnirile noastre că eu vă recomand să vă dezvoltați caracterul. Voi faceți parte dintr-o generație unde dezvoltarea caracterului nu mai este o prioritate. E prioritate distracția, banii și multe alte lucruri, pentru că asta este ideologia timpului prezent. Dar eu vă recomand să vă dezvoltați caracterul, pentru că dacă în viață veți fi vreodată bogați, trebuie să fiți bogați în caracter. Caracterul vă dă valoare, caracterul vă dă înțelepciune, caracterul vă dă stabilitate, caracterul vă aduce onoare și cinste, caracterul vă face oameni, scumpii mei. Nu poți fi pocăit dacă nu ești om. Sora Diana, și la tine am văzut câteva lucruri foarte frumoase. De obicei, fetele, când ajung pe la 5-6 anișori, începe să se dezvolte mult mai bine decât băieții la capitolul responsabilitate. Așa se face că ele sunt mult mai responsabile foarte de mici, în timp ce băieții, în general, devin responsabili cam după ce se căsătoresc sau după ce încep să lucreze. Pentru că așa este felul în care Dumnezeu a creat pe oameni. Însă, părerea mea este, așa cum v-am spus în întâlnirile noastre, că voi vă potriviți foarte bine și cred că ceea ce trebuie să faceți este să gestionați lucrurile la care nu vă potriviți. Acum probabil că nu le-ați identificat, pentru că v-ați gândit la altceva. Dar după căsătorie și mai ales după luna de miere o să aveți timp și o să le vedeți bine, poate mai bine decât e necesar. Cineva spunea că atunci când te căsătorești trebuie să-ți deschizi ochii cât se poate de tare, de mari și să alegi cu mare grijă. Pentru că calitatea unui material contează foarte mult. Dacă ți-ai un material de o calitate slabă, nu mai poți să faci un lucru extraordinar cu el. Dar după ce te-ai căsătorit, ochii trebuie așa închiși, închiși, la mașină se spune pe fază scurtă. Pentru ca să nu le mai vezi chiar pe toate, că de ce să nu aveți calitate și bucurie? Astea două lucruri sunt esențiale. Dragi părinți, ne bucurăm de bucuria dumneavoastră. Și dumneavoastră, spuneam deja și repede, și dumneavoastră ca noi toți ați trecut prin tot felul de experiențe, că așa e viața, deși e scurtă, ea e lungă. Și astăzi sunteți pe scaunul ăla, ăsta este scaunul învingătorilor, este scaunul oamenilor fericiți și bucuroși. Numai dumneavoastră știți câte nopți au fost grele, câte momente au fost complicate în procesul ăsta și nu mă refer neapărat la copii, la modul general. Dar astăzi este o zi de biruință, deși tot părinții lor veți rămâne, calitatea dumneavoastră de părinți va fi diferită de cum a fost până acum. Responsabilitatea de la dumneavoastră trece la ei, unul pentru altul și fiecare pentru el. Dacă până acum ați avut o autoritate executivă asupra lor, de acum încolo se transformă în consultativă. Să aveți mare grijă cu treaba asta, că dacă nu aveți grijă cu treaba asta, există multe neînțelegeri și amărăciune. Dacă s-au făcut mari, să-i tratați ca pe doi oameni mari. Dacă nu s-au făcut mari, îi trimitem acasă și mai vin la nuntă când se fac mari. Știu eu că dumneavoastră înțelegeți după cum înțelegem toți cei care am trecut prin viață, că experiența este un pic mai importantă decât informația.
Predica pe care am pregătit-o la nunta voastră se numește Priviți. Priviți. Priviți la ce? Asta e o întrebare bună. Asta e o întrebare bună. Omul are 5 porți ale sufletului, prin care informații din lumea în care trăim intră în mintea și în sufletul lui. Pe lângă auz, omul aude și ce aude intră în cap. Omul pipăie, gustă, miroase, însă pe lângă toate acestea este și văzul. Văzul este cea mai importantă și cea mai largă poartă. Imaginați-vă o companie mare care produce ceva și unde se aduce marfă cu trocul și se ia ceea ce se realizează cu trocul și ați văzut că în spate au un dec cu foarte multe locuri unde trocurile parchează. E, așa e mintea noastră, are un dec unde sunt multe intrări în minte și cea mai largă intrare este văzul. În viața personală și în viața de familie, noi suntem influențați de ceea ce vedem. Aduceți-vă aminte de Adam și Eva. Au văzut, au luat, au mâncat și Dumnezeu i-a deportat din grădină. Doar pentru simplu fapt că au văzut. Așa începe toată povestea. Aduceți-vă aminte de David. Stătea pe acoperiș, a văzut-o pe Batșeba și a început. Aduceți-vă aminte de... Pot să vă dau o grămadă de exemple care încep de la a văzut. Vederea este începutul lucrurilor frumoase și urâte. Recomandarea mea pentru voi astăzi este să priviți la 5 lucruri. În general, să priviți în 5 direcții. Și, în primul rând, priviți cu recunoștință în sus. În sus, oamenii nu prea privesc, că n-au la cine. Oamenii credincioși au la cine să privească în sus. Acolo este Dumnezeu. Când noi spunem că sus este Dumnezeu, avem dreptate și nu avem dreptate. Dumnezeu e peste tot, nu doar sus. Dar, în general, noi oamenii îl identificăm cu cerul și cerul e deasupra. Eu vă recomand, priviți des în sus la Dumnezeu. Și când spun asta, mă refer la câteva lucruri. Priviți în sus cu ascultare. Ascultați-L pe Dumnezeu. Ascultarea este cea mai înaltă formă de relație cu Dumnezeu. Voi nu puteți să-mi spuneți că ați fost copii cu minți, dar nu i-ați ascultat pe părinți. Nu poți să fii un copil cu minte dacă nu ți-a ascultat părinți. A fi cu minte înseamnă a-i asculta. Ei, ascultați-L pe Dumnezeu. De asemenea, închinați-vă lui Dumnezeu. A te închina înseamnă a-i oferi. Ce? Orice. Muzică, rugăciune, dărnicie, ascultare, absolut orice. Orice îi dăm noi lui Dumnezeu se numește închinare. Și asta este ofranda. De asemenea, sfințenie. Dați-i lui Dumnezeu puritatea vieții voastre. O puritate la nivelul minții, o puritate la nivelul afectiv, al sentimentelor, o puritate la nivelul relațiilor, o puritate la toate nivelele. Asumați-vă această responsabilitate că Dumnezeu vă vede și felul în care vă gestionați viața, în mod deosebit sexualitatea, mânia, timpul, relațiile, lucrurile astea sunt foarte greu de gestionat. Întotdeauna priviți în sus, la bucurie și la necaz. Și voi o să treceți prin multe, ca muritorii, priviți în sus, acolo este Dumnezeu. Priviți des în sus, pentru că dacă vreodată o să fiți binecuvântați, de acolo este. Dacă vreodată o să fiți ajutați, de acolo vine. Dacă odată o să fiți inspirați și încurajați și mângâiați, să știți că lucrurile astea vin de sus. Păstrați o relație profundă, reală, autentică cu Dumnezeu. De aceea să priviți în sus. Apoi, priviți în jos. În jos sunt responsabilitățile, sunt treaba voastră. Deseori o să-i spui, asta e treaba ta. Asta se numește responsabilitate. Dacă în sus privim spre Dumnezeu, în jos privim spre responsabilități. Identificați-vă responsabilitățile, Ștefan și Diana. Identificați-le. La modul general, ele sunt iubește-o și supune-te lui sau respectă-l pe el. Astea sunt la modul general. Dar dincolo de modul general, aplicabilitatea la iubește și supune-te sau respectă, detaliile acestea uneori sunt specifice de la familie la familie. Sunt soți care nu trebuie să spele vasele, pentru că soția spune, eu mă ocup de treaba asta. Dar sunt soți care trebuie să se implice, pentru că soția, din anumite motive, nu poate să facă asta întotdeauna.
Nu trebuie să fiți o familie ca la tine acasă, nici o familie ca la tine acasă, ci voi trebuie să fiți o familie ca la voi acasă. Identificați-vă responsabilitățile. Ștefan, să știi că dacă nu manifesti iubirea, degeaba o ai în inimă. Ludiana nu-i folosește la nimic ce ai tu în inimă. Ei folosește o iubire care iese din inimă și începe să acționeze. În 1 Corinteni, capitolul 13, se vorbește despre iubire și întotdeauna iubirea se asociază cu un verb. Dragul meu, iubirea nu e sentiment, este acțiune. Dacă tu nu o să faci nimic pentru binele acestei fete, ea nu o să înțeleagă că o iubești. Știi cum numește soția mea când îi duc flori? Ea numește faptul că i-am dus flori, numește că o iubesc. Ea înțelege gestul meu, iubire. Spune-ți mulțumesc că mă iubești. Dar până la urmă, ce e aia iubire? Iubire este ce fac eu pentru ea. Dar nu e ce ai tu ascuns în inimă, că toată lumea are o grămadă de lucruri ascunse în inimă. Dar tu nu ești din sticlă să se vadă în inima ta. De aceea manifestă iubirea. Dumnezeu spune, de ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, mintea voastră, dar nu-mi dați cinste? Dați-mi cinste, asta mă interesează. Manifestă iubirea, manifestă iubirea. Să știi că iubirea este ce faci tu pentru ea, nu ce simți tu pentru ea. Te rog frumos să nu uiți treaba asta. Și Diana, să-l respecti pe bărbatul ăsta. Nu mai este o vreme în care femeile sunt invitate să respecte bărbatul. Eu știu asta. Dar acum suntem în biserică și voi sunteți doi oameni care respectați stăpânul acestei case și stăpânul acestei cărți. Dacă vrei să fii binecuvântată de Dumnezeu, respectă-ți omul. Respectă-l. Recomandarea mea este să-l respecti când merită și când nu merită. Când nu merită o să fie mai greu. Dar dacă vei ajunge la performanța să-l respecti fără condiții, îl vei ajuta ca el să te iubească fără condiții. Voi nu faceți un business, meriți, te recompensezi cu dragoste. Nu, nu, nu. Dragostea nu e o recompensă. Dragostea este o atitudine care nu pune condiții. Te iubesc pentru că ești soția mea. Dacă nu ești pregătit să faci asta, mai amânăm. Sigur că am glumit. Identificarea responsabilităților este absolut fundamentală. De aici pornesc foarte multe conflicte și de aici pornește foarte multă fericire. În casa voastră nimeni nu o să aducă nici bine, nici rău în afară de voi. Știți cum va fi casa voastră? Cum o faceți voi. Vă rog frumos să o faceți cum trebuie. Vă rog frumos să o faceți cum vreți voi. De asemenea, folosiți consensul în dragoste pentru lucrurile care sunt contradictorii. Adică dacă nu vă înțelegeți cu privire la un lucru, în loc să vă certați, mai bine vorbiți. Iar dacă nu puteți să vorbiți și soluția e să vă certați, tăceți și amânați pe mâine. Mâine poate vă simțiți altfel. Cearta nu e o soluție, cearta e o răzbunare, cearta e dorință de control, cearta e dorință de manipulare, de exploatare. Oameni buni, nu vă certați. De aceea nu ridica vocea. De ce ridici vocea? Ce crezi că e mai important ce spui când țipi decât atunci când vorbești încet? Știi ce spune știința? Sociopsihologia spune așa. Când tu țipi, eu nu mai aud ce îmi spui pentru că instinctul meu de conservare se activează, fiindcă eu asociez țipatul tău cu violența. Și atunci eu încerc să mă protejez și nu mai mă interesează ce spui. Mă interesează cum spui. Cum spui pentru mine violent. Și mă simt în nesiguranță. Încearcă, dacă o să te înveți să țipi, o să țipi întotdeauna. Dacă te înveți să nu țipi, nu o să țipi niciodată. Asta e o chestie de educație, de disciplină și de caracter. Poți să crezi treaba asta? Dar asta nu e valabil numai pentru tine. E valabil pentru noi trei. Să nu țipați. N-are rost. În primul rând înseamnă că caracterul e cam slăbuț, creștinismul de asemenea, pocăința la fel. Ce rost are? Dacă aceleși lucruri le poți face elegant, de ce să treci drept altfel? Folosiți consensul, adică stai de vorbă cu fata aceasta, tu stai de vorbă cu băiatul ăsta, până când ajungeți la un numitor comun. Lași tu jumate sau aproape, lași tu jumate sau aproape și în felul ăsta începe să vă formați ca familie. Tu o să încerci să fie numai ca tine, acum să mă crezi. Nu se poate, că și ea e om, nu? Și e tovarășul tău, nu-i sluga ta. Și invers, Diana, nu încerca să te impui, doar vorbește și ajungeți la consens. Dacă nu puteți face un consens astăzi, mai amânați, mai rugați-vă, mai postiți, aveți răbdare, voi o să trăiți împreună mult și bine.
Apoi, priviți în față, dar în față să priviți cu speranță, nu cu, aoleo, ne mănâncă Putin, ne mănâncă Biden, nu vă mănâncă nimeni. Întotdeauna au fost oameni buni și oameni răi, întotdeauna a fost o politică murdară și murdară, întotdeauna e așa și așa. Voi aveți viața voastră, voi îl aveți pe Dumnezeu, ăsta e timpul în care trebuie să trăiți frumos ca în timpul zilei, dar trebuie să trăiți cu speranță. Dacă o să vă fie greu și o să plouă, să știți că nu plouă întotdeauna. Dacă nu se oprește azi, se oprește mâine. Dacă nu se oprește mâine, sigur se oprește poimâine. Știți asta, nu? Ei, trebuie să aveți speranță că ploaia se va opri într-o zi. Trebuie să aveți speranță că într-o zi se va opri și cu zăpada. Ninge mult la Chicago, dar nu ninge tot timpul. La fel e și cu necazul, suferința, crizele. Nu trebuie să fiți niște fataliști. Aoleu! Nu! Trebuie să fiți niște realiști, dar nici niște idealiști. Idealiștii sunt ăia care spun, nu-i nicio problemă. Cum să nu fie, mă, omule, nicio problemă? Dar nici toate problemele. Încercați să fiți realiști. Binele e bine, răul e rău, dar voi priviți cu speranță. Pentru că pentru bine voi aveți soluții. Pentru rău are Dumnezeu soluții. De aceea să priviți în sus. De aceea să priviți în jos. Și de aceea să priviți înainte. În sus cu recunoștință. În jos cu responsabilitate. În față cu speranță. Să-i spui așa întotdeauna când se teme, că ea o să se teamă prima și o să se teamă mai des. Dar tu ai nevoie de cineva care să fie așa, că altfel nu te căsătoreai. Să-i spui să fii liniștită, eu o să fac tot ce pot și Dumnezeu face tot. La El nu mai poți folosi verbul poate, că El poate tot timpul, nu-i ca noi. Atunci când vorbim despre priviți în față cu speranță, trebuie să vorbim despre viziune. Ca să priviți în față cu speranță, trebuie să aveți o viziune, trebuie să aveți un scop și trebuie să aveți obiective, un scop clar. Apropo, de ce v-ați căsătorit? Să nu-mi răspundeți, că eu știu că știți, dar vreau să verificați, aveți un scop? Aveți. Aveți niște obiective clare. Cam cât timp vă ia să vă împliniți scopul ăsta? Terminați într-o lună? Nu. Dar într-un an? Nu. Toată viața va ajunge? Nu. Dar mai mult de toată viața n-aveți. Așa că luați-vă toată viața să vă împliniți viziunea. Faceți-vă o viziune pe termen lung și una pe termen scurt. E nepermis să te trezești într-o dimineață și să nu știi de ce te-ai trezit. Bă, omule, e nepermis. Trebuie să ai o viziune pentru termen lung. Trebuie să pui pe hârtie ce vrei să faci, ce trebuie să mai corectezi în viața ta. Trebuie să trăiești cu scop, nu degeaba. E îngrozitor să trăiești degeaba. Iar când mori, îți mai trebuie 5 minute. Ce să faci cu ele când ai irosit o viață? Mă apropii de încheiere. Priviți în spate, că aveți și trecut. Priviți în spate, dar cu mulțumire. Vă rog frumos să nu purtați războaiele trecutului. Apă, tata, mama, bunicu, toată lumea e vinovat. Nu, stop. Priviți în spate cu mulțumire. Îi vedeți acolo? Trebuie să priviți în spate cu mulțumire. Trebuie să priviți în spate cu mulțumire. Vă rog frumos să țineți minte să le mulțumiți. Bunica spunea și când trebuie și când nu trebuie, ca și cum ar fi un moment când nu trebuie. Mulțumiți-le tot timpul. Mulțumiți oamenilor din trecutul vostru, să știți că voi n-ați ajuns la întâmplare cine sunteți astăzi. Știți unde sunt alți tineri ca voi? La dezintoxificare, în locuri îngrozitoare. Știți de ce sunteți voi acolo? În mare măsură pentru oamenii ăștia. Pentru că ei și-au făcut job-ul. Voi nu știți ce înseamnă să nu ai părinți. Pentru că nu știți cum e să zbori, că n-ați zburat niciodată, că numai păsările zboară. Oamenii înțeleg lucrurile adânci ale vieții doar prin experiență, nu prin informare. Mulțumiți-le la oamenii ăștia. Mulțumiți-le. Și folosiți trecutul ca pe o lecție de viață. Învățați din trecutul vostru. Închei spunându-vă că trebuie să priviți și în lateral. Adică în stânga și în dreapta. Știți cine este în stânga și în dreapta? În stânga și în dreapta este soția ta, sunt părinții voștri. Până acum ați avut doi părinți, acum aveți patru. Ce bine e să ai patru părinți. Pentru că patru oameni se roagă pentru tine, ca mama și ca tata nu se roagă nimeni, să știți. Când omul pierde pe mama și pe tata, pierde primii doi rugători din viața lor. Toți oamenii știu asta. Și voi știți.
În stânga și în dreapta, în lateral, sunt părinții, sunt rudele, sunt prietenii, sunt colegii, sunt vecinii, este aproapele. Acolo e și biserica lui Dumnezeu. Trebuie să fiți responsabili de lucrul ăsta. Priviți în sus spre Dumnezeu, dar cu recunoștință. Tot timpul doar cu recunoștință. Toate lucrurile lucrează spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Cartea Romani 8:28. Apoi priviți în jos cu responsabilitate. Asumați-vă responsabilități. Nu spune nu-i treaba mea, e treaba ta. E treaba ta, Ștefan. Tu ești cap în familia asta, e treaba ta. Și e treaba ta, omul ăsta e soțul tău și amândoi sunteți una. Da. Priviți în urmă cu mulțumire. Priviți în față cu speranță și priviți în stânga și în dreapta cu dragoste. Vor fi oameni răi, oameni ciudați, oameni complicați, că aici sunt 8 miliarde, aici și aici. Priviți cu dragoste, cu bunătate, cu milă. În felul acesta o să vă umpleți sufletul de bucurie, o să aveți calitate la viața voastră și o să aveți familie fericită, o să aveți copii și o să aveți treabă. Grăbiți-vă să intrați în viață, să o organizați, să o faceți frumoasă, să o păstrați curată și în felul ăsta să aveți parte de o viață fericită. Pentru asta v-ați căsătorit și totul pleacă de la unde privești. Ce faci după ce privești într-un loc? Vă mai aduceți aminte? Pot să vă dau o grămadă de exemple, dar nu are rost, de oameni care au privit lucruri bune și s-au înnobilat și oameni care au privit lucruri rele și au ajuns sub blestemul pedepsei păcatului. Aveți grijă unde priviți. Priviți spre locurile care vă inspiră, care vă dau energie, putere, binecuvântare. Priviți la Dumnezeu, priviți la familia voastră, priviți la oamenii din jurul vostru, mai aruncați-vă din când în când privirea și în trecut, pentru că acolo sunt multe experiențe de la care veți învăța. Ne rugăm lui Dumnezeu și eu și cei care sunt aici alături de voi ca să aveți nu doar o nuntă frumoasă. Aici ați cheltuit niște bani și ați făcut evenimentul nunții. Ăsta este foarte ușor. Dar căsătoria nu se face doar cu bani. Banii sunt ultimul lucru. Acolo vă trebuie omenie, vă trebuie obraz, vă trebuie caracter, vă trebuie milă, vă trebuie dragoste, vă trebuie iertare, vă trebuie răbdare. Vă trebuie să-i dai valoare la omul de lângă tine, că merită, că nu merită. A merita sau a nu merita e doar o percepție. Dacă fata asta nu merita, nu o luai tu de soție, mă omule. Tu ai luat-o că e valoroasă. Cum poți să-mi spui tu mie peste un an că nu mai e valoroasă? Tu ai acceptat prietenia, logodna și căsătoria acestui băiat pentru că dintre 4 miliarde de băieți, ăsta ai crezut tu că e al tău. Cum poți tu să-mi spui mie peste 20 de ani sau 10 ani că nu mai e bun? Voi amândoi sunteți valoroși, ați ajuns la consensul să vă căsătoriți și această valoare o veți păstra întotdeauna. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amen. Oameni dragi, mai ascultăm încă două puncte muzicale. Pe program este unul doar, dar mai există încă unul care nu-i pe program. Vom asculta Familia Vinesar pe Darian și Samantha. Apoi există o surpriză muzicală pentru miri. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe ei și pe noi, iar dumneavoastră să spuneți amin. Well, you know, I can't just play a song. I have to share something. So, for what it's worth, me and Sam have been married for 5 years, and we'd like to give you some advice. 5 years, right? I'm asking her, because we were on a beach like a couple months ago, and she's like, man, we're like looking in the sunset. She's like, it's crazy, we've almost been married 3 years. I'm like, where have you been the past like 2 years? We've been married for almost five. But that's a side note. I just wanted to see you guys smile, so. The advice we'd like to give to you goes hand in hand with what my dad said, and it's kind of crazy how like his message and like our songs like always like go together. And I promise you, we didn't talk about it beforehand or anything either. But we just want
to tell you guys that you don't have to work for love for each other anymore. And it's mirroring what God has done for us, sending Jesus. And he said, it is done. And he portrayed a perfect love for us. And that's what you guys are doing here, too. You're giving yourselves completely to one another. And going forward, you don't have to earn more of each other. You've already made this proclamation to everyone here that you're giving yourselves completely to each other. So just know that it is already done. And the love for you guys that you have for each other is great. And always remember that, especially in arguments. Just remember, that person loves me. And just have that peace and that trust. So we love you guys.
chase after me, and every heartache where it would be. It fills every break and each space in between. How it loves me. I found a love that would love honestly and never be far from my hand when I need. It fills me with the things that once lived in my dreams. How you love me. Beauty is found even in broken things, and every praise is a song that I sing. How you love me. How you fight for me. How you'll always be the air that I breathe, and everything, God, you're all that I need. How you fight for me. How you'll always be the air that I breathe, and everything, God, you're all that I need. I fall into your arms and I find peace. I fall to the heart that beats for me and loves me so hopelessly. And loves me so hopelessly. When I was hopeless, every time I was broken, in every word that was spoken, Jesus, your love was there. And in the trials, you are the strength and provider. You were my friend in the fire. Jesus, your love was there. And when I was hopeless, every time I was broken, in every word that was spoken, Jesus, your love was there. And in the trials, you are the strength and provider. You were my friend in the fire. Jesus, your love was there. How you fight for me. How you'll always be the air that I breathe, and everything, God, you're all that I need. How you fight for me. How you'll always be the air that I breathe, and everything, God, you're all that I need. I fall into your arms and I find peace. I fall into the heart that beats for
fall into your arms and I find peace. I fall into the heart that beats for me and loves me so endlessly. God bless you guys. Mulțumim încă o dată, dragi miri. A sosit momentul cununiei când ne vom ruga pentru voi împreună cu fratele păstor Emil Vinesar. Vă vom pune întrebările care așteaptă răspunsul angajamentului și a responsabilității voastre pentru căsătorie și apoi rugăciunea de binecuvântare pentru viața voastră de familie. Vă invit cu respect să vă ridicați, lăsați-vă buchetul acolo pe bancă și veniți aici în fața amvonului. Să vă invit cu respect să vă ridicați în picioare. Dragă Ștefan, aici sunt părinții tăi care te-au crescut, care ți-au dat viață și astăzi, în calitate de adult, îți ții de mână mireasa alături de care vei merge în viață ca soț și soție. Aici este prezent Dumnezeu așa cum a fost când tu te-ai botezat. Și așa cum este tot timpul în casa Lui. Și acum aș vrea să răspunzi la aceste întrebări, iar răspunsul tău să exprime responsabilitatea pentru căsătoria pe care tu o întemezi astăzi înaintea Domnului. Spune-ne dacă din dragoste sinceră, conștientă, dintr-un niciun alt motiv, ci doar din dragoste sinceră și curată, o iei de soție pe Diana Nemes. Da. Da. Toți ne bucurăm de al doilea răspuns un pic mai mult decât de primul. Tu ai citit Scriptura și ai ascultat multe predici despre viața de familie. Ai crescut într-o familie și cunoști multe familii. Dragostea întotdeauna face diferența pentru că dragostea este Dumnezeu. Ia, părinții ei aud, părinții tăi aud de Dumnezeu, spune-ne. Îți asumi responsabilitatea să o iubești întotdeauna, să o iubești așa cum iubește un om al lui Dumnezeu, cum își iubește soția, fără nicio condiție, ci pur și simplu să o iubești pentru că asta este treaba ta. Îți asumi această responsabilitate? Da. Vreau să te întreb dacă pentru toată viața voastră vei face lucrul ăsta și atunci când va fi ușor și atunci când va fi greu, poate veți trece prin momente mai grele de suferință, așa cum trec oamenii câteodată. Vei rămâne credincios și consecvent în iubire, ca un soț pe care Dumnezeu i-l-a dăruit ei? Da. Dumnezeu să te ajute și să te binecuvinteze. Diana, your turn. You invited all these people here to witness this moment in your life. They're witnesses to what you're about to proclaim, as well as God, the triune God that is here. Witnessing your wedding and applauding your decision to be with Ștefan. So I'm going to ask you the same questions and I know you'll give me a straight answer. So Diana, I'm going to ask you if you take Ștefan this afternoon to be your wedded husband in marriage. Da. Amen. I'm also going to ask you, as you have heard from the pulpit today, as God is our example and witness, if you promise to honor him, to respect him, to comfort him, to take care of him for better, for worse, regardless of the circumstances and what life brings, as Christ is our example. Da. Amen. And the last question I'm going to ask you, are you committed to be with him until death do you part. Da. Amen. Stimați miri,
Vă invit să îngenuncheați în fața lui Dumnezeu și noi ne vom ruga pentru voi în numele Domnului Iisus. Heavenly Father, I want to bring this beautiful couple before you. This afternoon, they've been an example for us of the purity that you brought us, Christ, of your love, of the forgiveness. So I want to pray that you will bless this beginning of journey, that you will bless this Mary, that you will bless Diana and Stefan through the good times, through the worst of times, that they'll be an example of your love for others, that their marriage will bring many others to you, Christ, that as they join together in unity and in one flesh, that they'll be your witnesses for all those around them, God. So I pray your blessings on them. I pray that you will be with them starting today until the last day of their lives, God, guiding them, strengthening them, giving them wisdom, and being their God. And I pray all this in your name, Christ. Amen. Continuăm rugăciunea Tatăl nostru din ceruri și îți mulțumim frumos pentru acești doi miri, pentru Ștefan și Diana. Mulțumesc că cu câțiva ani în urmă ei au recunoscut că Iisus Hristos este Mântuitorul lor și au devenit mântuiți parte din familia bisericii tale. Mulțumesc că i-a ajutat să-și trăiască tinerețea în puritate. Mulțumesc că le-ai dezvoltat caracterul și s-au maturizat astăzi, intră în viața de familie, însă au venit în fața ta să-ți ceară binecuvântarea. Doamne, unde se vor duce fără binecuvântarea ta, fără ajutorul tău, fără protecția ta, fără îngerii tăi care să-i înconjoare pe dinainte și pe dinapoi, fără numele tău care să fie peste ei protecție și ajutor în ziua necazului, fără Duhul Tău care să-i mângâie, să-i inspire și să le dea tot ce au nevoie potrivit voiei Tale și nevoii lor. Astăzi ne rugăm să-i binecuvintesc ca soț și soție. Ne rugăm să împodobești relația și casa lor cu prezența Ta permanentă. Ne rugăm să-i inspiri și să fie oameni de caracter, oameni care să Te arate pe Tine prin tot ce fac. Doamne, dă-le dragoste și pasiune. Ajută-i să se iubească, să se înțeleagă și să se respecte. Dă-le maturitatea de a-și rezolva neînțelegerile cu înțelepciune. Binecuvintează-i cu sănătate și dă-le copii sănătoși. Binecuvintează-le părinții și tot neamul lor pentru ca să se bucure de ei. Doamne, folosește-i, Te rog, pentru onoarea Ta și inspiră-i ca să influențeze generația lor spre credință, spre Biblie, spre biserică și spre cer. Îi încredințăm în mâna Ta, împreună cu tot viitorul lor, și îți mulțumim că Tu, Dumnezeul cel Atotputernic, care i-ai binecuvântat și i-ai protejat până astăzi, vei face lucrul acesta în continuare cu milă și cu dragoste. De aceea ne închinăm înaintea Ta și cu recunoștință ne oprim în fața Ta, la sfintele Tale picioare, ca să-ți mulțumim frumos și din inimă pentru prezența Ta, pentru harul Tău și pentru binecuvântarea cu care ai împodobit nu doar serviciul lor de căsătorie, ci viața lor de familie. Te cinstim, Tată, și îl cinstim pe Hristos, Fiul Tău, și îl cinstim pe Duhul Sfânt, Mângâietorul trimis de Tine. Amin. Dragi miri, vă invit să vă ridicați. Eu am rămas mobilizat aici în spate la buchetul ăsta de flori. În numele Domnului Iisus Hristos, astăzi, 9 septembrie 2023, vă declarăm căsătoriți, soț și soție. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și vă aducem aminte ce a spus Biblia, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Vă felicităm, dragii noștri. Astăzi vă anunțăm ca soție, adică Ștefan și Diana Mâța.
Domnul să vă binecuvinteze. Vă felicităm, stimați părinți, stimați nuntași, în numele Domnului Iisus Hristos. Vă dăm înapoi certificatul de căsătorie și știm că veți fi o familie fericită și binecuvântată, așa cum ne-am rugat și mai mult, așa cum a promis Dumnezeul Cel Preanalt. Scumpii noștri, ne-a mai rămas doar să ne întoarcem cu mulțumire spre Domnul și fratele Mihail să facă o rugăciune de mulțumire Domnului care a investit, care a oferit, care a binecuvântat. Vă rog! Doamne, îți mulțumim nespus de mult că ai dat unicul Tău Fiu pentru noi, ca prin El să putem căpăta mântuire, Doamne. Doamne, îți mulțumim de tot ce ne-ai dat, Doamne. Vreau să-ți mulțumesc pentru soție. Vreau să-ți mulțumesc că mi-ai dat copii. Vreau să îți mulțumesc că mi-ai dat și de post în țara aceasta, Doamne. Vreau să-ți mulțumesc, Doamne, că m-ai ținut în viață în continuare, Doamne. Vreau să-ți mulțumesc că de ziua aceasta minunată pentru copiii mei deja, ambii, Doamne, pentru Ștefan și Diana, Doamne, îți mulțumim că i-ai unit împreună, Doamne, și păstrează-i, Doamne, până la sfârșit, în credință și în dragoste, Doamne. Îți mulțumim și pentru Biserica Betania, Doamne, pentru conducerea acestei biserici, pentru fratele păstorului Gimițoi. Binecuvântează-l, Doamne, în continuare și să-ți facă slujirea până la capăt, Doamne. Mulțumim, Doamne, tuturor oaspeților, Doamne, care au acceptat invitația tinerilor, Doamne. Vă mulțumim. Și acum, Doamne, binecuvântează masa care ne stă în față și binecuvântează bucatele care s-au pregătit astăzi, Doamne, binecuvântează cei care s-au implicat în lucrare, Doamne, toate surorile care au pregătit aceste bucate, Doamne. Și binecuvântează în continuare să stăm la masă cu dragoste, Doamne, și să ne bucurăm de tot ce se face astăzi, Doamne, și poftă la, bună la masă și fii Tu lăudat și glorificat, Doamne, Tată Ceresc, îți binecuvântăm numele și Te glorificăm. Amin. Amin, mulțumesc, poftiți la loc. Stimată biserică, doar pentru câteva clipe, vă invit să vă reocupați locurile. Aici în fața noastră este cea mai proaspătă, cea mai nouă, cea mai tânără și frumoasă familie a Bisericii lui Dumnezeu. Vă felicităm, dragii noștri. Înainte să ne despărțim, aș vrea să exprim mulțumirile mele și ale voastre deopotrivă, ale familiilor voastre, pentru toți cei prezenți, în numele mirilor și a familiilor lor. Vă mulțumim pentru că ați făcut efortul să veniți până aici. Avem respect pentru dragostea dumneavoastră, ne rugăm să aveți un weekend plăcut, să vă salutați familiile când vă întoarceți acasă și biserica mâine, unde o să vă închinați. Vreau în mod personal să-i mulțumesc fratelui Emil și celor care au cântat, toți cei care au slujit într-un fel sau, sau altul astăzi aici la nuntă. Vă spun doar că ne vom despărți în câteva clipe și pe oricare dintre ieșirile acestea vom merge spre sala de mese, care este în partea în care arăt eu. Acolo masa este pregătită și vom continua părtășia la masă. Încă o dată vă mulțumesc și vă binecuvintez. Scumpii mei, luați-vă buchetul și voi o să vă îndreptați primii spre sala de mese, iar părinții, nuntașii și noi toți vom veni după voi. Să mergeți în pace și Dumnezeu să vă dea o călătorie fericită, așa cum voi nădăjduiți și cum El dorește. Dumnezeu să vă binecuvinteze!